Neața lumei, continuăm Naruto cu episodul 130. Întrebare, crezi că în acest episod o să continue bătaia dintre Naruto și Sasuke ca lumea? Sau o să avem niște chestii despre Itachi, despre Claru Uchiha și alte vrăjeli de a și moto. Că începem de aici de la Sasuke care este cel Naruto, bă, cred că te-ai trezit acum după bătaia pe care ți-am dat-o, nu? Fii atent, de data asta o să-ți arăt adevărata puterea Sharingan-ului. Bine, fraier, atunci o să dau și eu tot ce pot. Uită-te cu Sharingan-ul tău la mine să-ți arăt eu calea mea ninja. Shadow Clone Jutsu începe Sasuke să-i le farmeze spunând că bă, degeaba te înmulțești că n-ai ce să-mi faci, că eu cu sharingan meu îl văd pe la real. Și chiar vine la el ăsta la real. De data asta nu o să te mai ia ușor și dă un pumn în gură și un picior în stomac și după aia bam, 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 katun, go kakyū no jutsu. Marea bilă de foc care niciodată nu face nimic, îți dai seama. Și în timp ce ardea bila asta de foc și Sasuke se uita la ea, bun venit în trecut. Dormea Sasuke în pătuțul lui, aducându-și aminte de Itachi care s au uitat cu Mangekyo și la el atunci și nu știa la vremea aceea ce e ăla. Se gândea, bă, ce cu ochii lui Onisan ăsta? Că nu era un Sharingan normal, nu, no, nu. No. Și a trecut ceva timp de atunci și el cu Tasu tot nu se înțeleg bine. Adică Itachi și cu Tasu, nu, nu el, nu Sasuke. Și iese Sasuke din casă, mergea pe aici și -a pe afară, trece Itachi pe lângă el, nu-i zice nimic, nu sal că fă, ai băga like sau din astea nimic. Și după aia venea Tasu și trece și pe lângă Tasu. Și iar nimic, nici el, nici Tasu nu s-au salutat unul pe altul. Până ajunge Tasu în fața lui Sasuke, iar ăsta îi zice, o, oh, o, oh, o, tosan. Bă, într-adevăr, o zi foarte bună și ție, Sasuke. Ia zic, cum merge treaba? la academie. Boc așa pe la academie că dacă eu sunt numărul 1 pe Taijutsu, Ninjutsu, Genjutsu, orice jutsu, toate alea. Și îl duce Tasu aici să i arate el marea bilă de foc. A s-a flexat puțin pe Sasuke care avea 8 ani. Fraiere, fiate ni. Ăsta este cel mai de bază juțu pentru un Uchiha. Semnul ca să-l faci ăla de ți l-am arătat mai înainte. Adun acra scoși chakra, dai cu foc, nu-i mare lucru, ai înțeles? Ok. Sărac, <laughs> s-a scriat să zic. Super fericit că l-a învățat tasul în juțu după atâta timp. Și face și el marea bilă de foc, ca atun și iese ăsta. Nii numai marea bilă de foc. Ce tas, vă, da. No, no, nu, nu, nu e bun asta. Trebuie să mai facem un copil că cu asta, nu facem nimic. O e la fel ca la Itachi. Supăra sa sa îți dai seama. Și pleacă Tasu și spune, bă, poate e prea devreme pentru tine, dar un membru din clanul Uchiha nu este recunoscut pe deplin până nu poate să folosească stilul de foc. Și acum a rămas sa să antreneze aici. Căci că simbolul asta Uchiha, vezi roșu, asta e de la foc. Asta simbolizează cei care controlează focul. Katun, Goka, Kyuno, Jutsu și tot făcea mini, mini mingi din astea de foc. Se face ziua, iar s-a s-a pus ploaia, s-a antrenat Sasuke și pe ploaie, n-a stat o zi fără să antreneze, bă, și din ce în ce era jutul ăsta mai puternic, până într-o zi când îl vede masa și zice, Sasuke, asta e o pe loc, îl dădea cu niște nivea pe, la bot pe aici, că era tot ars și pârlit de la jutul de foc, după aia și bandajează și a vrut să zică ceva Sasuke, dar nu-i mai zice și pleacă, dă iară cu jutul de foc, gândindu-se la tasul care a zis, da, nu ești tu ca Itachi, Itachi era mai bun la vârsta ta, era să fie, trebuie să mai încerc încă o dată, ceva timp mai târziu vine după Tasu și zice, bă, nu vrei să vii cu mine încă o dată? Nu, zice Tasu. E prea de vreme. Chiar dacă ar fi, nu știu, să stau cu tine să-ți arăt semnele și toate alea timp de o săptămână, tot n-ai putea să-l înveți. Nu, nu, zice Sasuke. Nu te-am chemat ca să-mi arăți juțul. Te-am chemat ca să-ți arăt eu că l-am făcut. Se duce Tasu cu el la chia, începe să facă semnele și dă drumul la Dita mai mingea de foc. Na, se uita Tasu mirat și după aia pleacă. A fost un moment din ăsta de liniște ciudată că Tasu mergea, nu foarte repede, și s-a e dezamăgit, îți dai seama că nu i-a zis, bă, bravo sau ceva. Și după ce mai continuă să meargă și merge și merge, se oprește și zice, bă, da, ăsta e băiatul meu, bravo. Te-ai descurcat foarte bine de azi înainte, nu m-am în sus, dar nu mai te lua după frate tu. Acestea fiind spuse, Sasuke își mânca orezul și o întreabă pe măsă, oare ce o crede Tasu despre ei doi? Adică despre și despre Itachi. Că ieri când i-am arătat nijutul a zis, bă, da, foarte bun, îmi place. Și de obicei zice asta numai lui Itachi și m-a bucurat că mi-a zis și mie. Dar ei doi nu prea să se înțeleagă. Mă gândeam că el încearcă să-l locuiască pe Itachi cu mine. Bă, nu e mă că el e el și tu ești tu. Tatăl vostru vă place pe amândoi în mod egal, da? Păi și atunci de ce stă numai cu Itachi toată ziua? Bă, pă nu de asta stă cu el, mă. Gândește-te, Tactu este poliția, reprezintă clanul Uchiha, da? Itachi este fratele tău mai mare care lucrează pentru tactul, că îl ai dă misiuni. E și logic dacă stai să te gândești că ar petrece mai mult timp împreună, că muncesc împreună cum ar fi. Se apropie măsa de el între tine și mine, fie vorba, când suntem numai noi doi, tatăl tău vorbește numai despre tine. Uahahaha, nimă. L-a bucurat aici un pic pe Sasuke. După a încerca ea să facă și el schema lui Itachi să dea cu șuricanele în toate țintele astea. A încercat, dar a mai da și pe lângă, nu i-a ieșit. Aterizează direct pe burtă. Apoi stătea în pat gândindu-se iară la Itachi, cum îl mema de atâtea ori. Și că cumva Itachi de atunci, de când s-a certat cu băieții ea, nu, nu mai e Itachi la pe care le știa el. Aici Itachi încerca să se încalțe ca să plece și vine Sasuke și spune, bă, după ce termin școala, nu vrei să vii să mă antrenezi pe mine cu șuricanele? Bă, nu ca întreabă, pune-l pe tactul să te antreneze. Am, amândoi știm că tu te pricep mai bine decât el la șurică în juțu. Îl cheamă Itachi lângă el, vine și bam îi face schema clasică cu degetele. Bă, s-a poate data viitoare. Și era foarte tristit aici, aici se vede, pentru că e noaptea în care trebuia să le dea sabie la toți din sat. Iar s-a zice, da, toată ziua, am zis, nu, s-a că data viitoare, și după aia când vine data viitoare, niciodată nu se întâmplă. Ce a plecat Itachi? s se gândea că uite, bă, că e la fel, Itachi, nu s-a schimbat nimic. După a stat de vorbă cu tasul. și îl întreabă, bă, o Otosan, există mai multe feluri de Sharingan? Opa, spus că deja ești interesat de Sharingan, dar vezi că e prea de vreme, adică nu e ca la ajut la cu foc. Da, mă, da, odată și odată o să am și eu sharingan nu? Mă, într-adevăr, există ceva mai șmecher decât sharingan este manghe o Este un juțul super șmecher pe care doar puțini oameni pot să-l aibă. De ce? Mă întrebi. zice nimeni niciodată, pentru că acest jutsu, mă rog, juțul, se poate obține doar cu o condiție specială. Iar că întreabă bă, dar de ce lui Itachi nu-i pasă despre mine? Bă, e mai ciudat el așa, nu știu cum să zic, nu prea are prieteni. Plus că, na, eu sunt tatălui și nici eu nu știu care e faza cu el. I-a făcut mama sa sarmale la cutie și a sat, că iau ăștia cu tine și când te întorci, mă uit la antrenamentul tău cu shurikanul, dacă nu vrea să uite nimeni. Și a plecat Sasuke, e fericit că, bă, toată lumea se înțelege între ei. La Academie se gândea la frasul că el a terminat Academia la 7 ani, la 8 ani era și Mecher cu Sharinganu, la 10 ani deja era Ciunin și eu am același sânge ca și el, e clar că n-am cum să pierd fața lui. Și acum a revenit la bătălie 20 de minute mai târziu, chat. Deci ce v-am zis acum s-a întâmplat în 20 de minute. Vedem că focul lui Sasuke ardea aici, dar degeaba că Naruto nu era aici, era în altă parte. În timp ce Sasuke zicea, alo băiatul cu calea mea ninja, unde ești? Ai fugit? Iese Naruto de după copaci și zice Sasuke, bă, tu chiar crezi că eu încă mai sunt camaradul tău? Fraiere, și dă asta un pumn, la aruncă pe Naruto pe copac și după aia sare iară pe el și dă un pumn în stomac, gen cu toată puterea lui real și iar la în apă. Și așa se termină episodul, na. Dacă ar fi să iei numai bătălia dintre ei doi pus în fiecare episod, cred că episoadele are și de 20 de secunde maxim. Pe bune! Cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună. Dacă vreți să vedeți manga, de o facem noi pe live în fiecare seară. Am mai făcut un canal de YouTube, se numește Ocus Manga, găsiți linkul în descriere și toate mângile se mută acolo după ce le vedem noi pe live. Iar acestea fiind spuse, like, share, subscribe și ne au de mâine cu un nou clip.